În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubită familie, îndurerată și fericită, prea iubiți frați și surori din Matca, prea iubiți frați și surori care în seara aceasta am venit să priveghem și să plângem cu cei care plâng. Slăviți să fie Domnul! Vreau să citesc două versete din Sfântul Ioan, capitolul 11, întâi cu versetul 4. Iar Iisus, auzind, a zis: această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și versetul 25 și 26, Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Îi spune Mântuitorul lui Maria și lui Marta. Această iubită familie de Domnul Iisus din Betania, în care Maria a dat tot ce a avut mai scump, și-a uns picioarele Mântuitorului cu mir și le-a șters cu părul capului ei. Și ea s-a dus și a spus: Doamne, pe cel care îl iubești tu, este bolnav. Vindecă-l. Iar Mântuitorul a spus că această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Am tot ascultat cuvintele fraților în seara aceasta și cuvintele fratelui Costică și personal, de când am deschis ochii în lucrarea oastei Domnului și am înțeles și eu ca tânăr, ca copil, în vremea aceea, esența lucrării oastei Domnului, unul din frații cei mai dragi sufletului meu a fost fratele Vasilică Pohrib, care îmi plăcea atât de mult să-l ascult când vorbea. Și apoi mai târziu, înțelegând curajul și iubirea care a avut-o pentru Domnul Iisus, mai mult l-am îndrăgit și l-am iubit. Și odată cu fratele Vasilică, pe toți ai lui, copiii fratelui Vasilică. Vedem noi căci fratele Costică a avut o vreme de suferință. Și această suferință i-a fost spre desăvârșirea și curățirea sufletului său. Pentru că și cuvântul Domnului spune că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și poate și fratele, cum și noi, mai avem încă zgură în viața noastră. Și Domnul, pentru că îl iubea atât de mult, l-a trecut prin foc. Fierul, numai după ce îl înroșești, poți să-i dai o formă și poți să-l modelezi. Sufletul omului, numai după ce îl treci prin foc, suferință, îl poți modela și îl aduci la adevărata lui valoare, ca să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Iată căci cuvintele fratelui Costică mi-a dat de gândit.
Și cred că fiecăruia dintre noi ar trebui să ne dea de gândit. Domnul Iisus, în momentele cele mai grele, când venea momentul în care să fie prins și judecat și dus la moarte, era suferința cea mai grea. Știa că trebuie să ia păcatele lumii. Știa că va lua crucea în spate și va urca Golgota. Ca Dumnezeu le putea duce. Ca fire omenească. Sufletul său s-a întristat mult. S-a rugat cu lacrimi de sânge în Ghetismani. Era cu el Petru, Iacov și Ioan. Și s-a dus Domnul undeva deoparte și s-a rugat lui Dumnezeu Tatăl. S-a întors înapoi și ucenicii dormitau. Și Mântuitorul le spune, un ceas n-ați putut veghea. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și apoi Mântuitorul s-a rugat și a doua oară, și a treia oară. Și abia atunci, durerea maximă era a sufletului său și a spus, Tată Doamne, dacă este cu putință, facă-se, depărtează de la mine acest pahar, dar facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și Dumnezeu Tatăl a vrut ca Domnul Iisus să bea paharul până la fund, căci lucrarea trebuia desăvârșită și lucrarea trebuia dusă până la capăt, ca să sfârșească biruitor Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne spun Sfinții Părinți, căci acolo și sub crucea Mântuitorului era unul din oamenii lui Irod. Și acesta avea o suliță în mână, se numea Longin. Și-a împuns pe Mântuitorul cu sulița sa în coastă, de unde a curs sânge și apă. Și apoi omul acesta a fost pus să păzească mormântul. Și apoi au venit oamenii lui Irod și le-a dat bani să spună că ucenicii au venit și l-au furat după ce a înviat Mântuitorul. Iar omul acesta, Longin, un general din vremea aceea, care a putut să străpungă coasta Mântuitorului, a aruncat banii și a spus, acesta este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, după ce Domnul a înviat. Și s-a dus și mărturisea pe Hristos, până când i s-a tăiat capul și a rămas un sfânt al bisericii noastre, un mare mucenic al Domnului. Dacă fratele Costic a putut să spună cuvintele acestea, facă-se voia ta, nu voia mea. Orice om în fața bolii nu-și dorește nimic altceva decât să se facă bine sau să aibă un sfârșit bun și creștinesc, așa cum spunem noi în biserică. Dar el a simțit că și Fiul lui Dumnezeu îl iubește. A simțit că Domnul Iisus îl iubește și n-a cerut mai mult decât, Doamne, facă-se voia ta. Pentru că și așa cum s-a amintit, cred că a fost, cum spune Sfântul Pavel, am fost cuprins din două părți. După mine aș pleca la Domnul, căci mi-am sfârșit lucrarea. Dar pentru voi aș mai rămâne, că este nevoie de mine. Mă gândesc la sora Maricica și la copii. În suferința lui și în rugăciunile lui, poate de multe ori a spus, Doamne, eu vreau să vin la tine.
Nu mai pot. De atâta suferință, de atâta boală, de atâta neputință. Dar ar vrea să rămân și cu familia. Să nu-i las îndurerați. Se duce cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc cei buni, dar oare câți văd golul care îl lasă? Ferice cei ce în Domnul mor, că-și faptele îi urmează. Și la odihnă Domnul lor în casa lui așează. S-a dus fratele Costică. Pentru noi este un biruitor. Pentru familia fratelui Costică ar trebui să fie un model și un biruitor. Căci după câte înțeleg, este primul din cei 9 copii care a plecat la Domnul. Și este ferice de sufletul care a plecat biruitor. Și poate și el acum spune, dragii mei frați și surori, dragă soție, dragi copii, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, ca să ne putem vedea și în veșnicie. Stau în poarta veșniciei și aștept ziua de apoi. Nici aici nu-mi încetează rugăciunea pentru voi. Sunt aici cu toți ai voștri, cu toți ai noștri. Sunt aici cu toți ai noștri. Prea iubite frate Costică, poate ești cu părintele Iosif, cu fratele Traian, cu fratele Marini, cu toți ceilalți înaintași, cu fratele Vasilică, cu fratele Haralambie și cu atâția frați care i-am cunoscut, să te rogi și pentru noi, ca și noi să sfârșim biruitori, așa cum ai sfârșit tu. Și așa cum ai putut să suferi și să semeni precum Mântuitorul tău și Mântuitorul nostru. Nu este ușor, prea iubiți frați și surori, a trece prin focul curățitor, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căci de 7 ori este curățat aurul trecut prin foc ca să fie aur curat. Sufletul fratelui Costică a trecut prin foc și suferință și acum este biruitor. Cu atâta liniște și pace să poți să spui, Doamne, facă-se voia ta și nu voia mea. Dovadă că era împăcat sufletește cu plecarea lui de pe pământul acesta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să sfârșim și noi biruitori. Pentru sora Marcica, pentru copii, Dumnezeu Tatăl este Tatăl văduvei și a orfanilor. Și El va purta de grijă familiei. El va mângâia și Maica sa cea sfântă va mângâia pe acești copii care au rămas orfani. Amintește fratele Traian și spune un lucru, că și toate numele sunt frumoase care omul le poartă în lumea aceasta. Și sunt multe nume care noi le primim în viața aceasta. Dar cel mai greu și cel mai amar nume care îl poate purta omul este numele de văduvă și numele de orfan. Nu este ușor. Se rupe sufletul în două. Și de mâine o jumătate din sufletul sorei Maricica va fi în cimitir și o jumătate va fi acasă, lângă copilașii ei. Și golul acesta ei îl vor simți cel mai mult. Și golul acesta îl vor simți adunarea din matca. Și golul acesta îl va simți frații și surorile fratelui Costică. Dar Domnul este cel care mângâie și alină
și dă putere ca să mergem mai departe și să nădăjduim și să credem, căci fratele Costic, așa cum spunea fratele Moise odinioară, și de multe ori îmi place să amintesc lucrul acesta, spunea că cine moare înainte de a muri, nu va mai muri când va muri. Cine moare înainte de a muri, nu va mai muri când va muri. Fratele Costic a murit înainte de a muri. Pentru el, totul era un gunoi din lumea aceasta și era un câștig de a pleca la Domnul. Și slavă Domnului că el a murit înainte de a muri, smerit și ascultător de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să știți că acest dar al smereniei este darul cel mai mare care îl poate avea un om pe pământ, din roadele Duhului Sfânt. Se spune că un oarecare creștin s-a dus la preot și a spus: părinte, toate păcatele le-am lăsat. Niciunul nu mai mă atrage din toate care le-am făcut, dar am unul care mă stăpânește. Și care e acesta? Duhul acesta al mândriei. Și părintele i-a spus: bine, ai tot dreptul, pentru că și tu ai făcut cerul și pământul. Și tu ai făcut lumea toată. Tu ai făcut lumea toată, tot ce se vede. Toate acestea le-ai făcut. N-am făcut eu, părinte, nimic. Sunt cel mai păcătos și cel mai vinovat. Atunci, bine, iată Domnul nostru Iisus Hristos, care la cuvântul său s-a făcut toate. S-a smerit până la moarte și moarte de cruce. El care era, putea să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a smerit până la moarte și moarte de cruce. Și atunci omul acesta a înțeles că trebuie, prea iubiți frați și surori, în ascultare și smerenie, să căutăm să-L ascultăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne fie drag, pentru că cel a suferit întâi și El ne-a iubit întâi. S-a amintit aici o poezie în care spunea: iubirea care ne iubește este o iubire veșnică. Deci iubirea care ne iubește și ne unește este o iubire veșnică. Domnul și Mântuitorul nostru este veșnic. El ne-a iubit și noi trebuie să-L iubim pe El ca să ajungem și să împărățim cu El și să ne întâlnim cu cei dragi ai noștri, inclusiv și cu fratele nostru drag care îl petrecem în seara aceasta, fratele Costică. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin.